Accident cu trei răniți pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova. Un bărbat de 62 de ani din Craiova nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers către stânga. Pe strada Popoveni, el a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus pe același bulevard de un tânăr de 31 de ani din Craiova, din sens opus. Apoi a lovit un alt autoturism care circula pe strada Popoveni, condus de o femeie de 34 de ani, tot din Craiova. În urma accidentului, trei persoane au fost transportate la spital, fiind vorba despre conducătorul auto de 62 de ani și două femei din autoturismul condus de tânărul de 31 de ani. În urma testării cu aparatul alcool test a rezultat o concentrație de 0,58 mg per litru alcool pur în aerul expirat în cazul șoferului de 62 de ani. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, dar și pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și continuă cercetările în acest caz.